Vedem batatul sau cartoful dulce în galantare și să facem din el piure. Ei bine, o să vă arăt astăzi alte veleități ale plantei, cele ornamentale. Avem aici un batat, e adevărat, din magazin. Ceea ce n-ați văzut până acum sunt acești lăstari. L-am ținut la încolțit, de aici vor porni lăstarii lungi pe care se vor prinde florile, extraordinar de frumos colorate, seamănă cu florile de zorele. Ei bine, batatul acesta este unul comestibil. Există însă și varianta ornamentală a plantei, care nu îngroașă rădăcină, dar care are niște frunze extraordinar de frumos colorate în roșu, verde, lime, și există și o variantă bicoloră a frunzelor colorate în roz și verde. Jardinierele cu batat sunt extrem de decorative, mai ales dacă folosiți mai multe soiuri colorate diferit. Este o plantă care în România se crește ca una anuală, însă cu o îngrijire corespunzătoare poate trece cu brio peste iarnă.